Miliardarii români sunt foarte ocupați cu afacerile sentimentale. Mai bine de 10 bocătași din primii 50 au divorțat și s-au recăsătorit în ultimii ani. Recordul este deținut de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a spus da de 5 ori în fața stării civile. Ultimul pe lista divorțaților este Ioan Niculae, cel mai bogat român, cu o avere de peste 1 miliard de euro. Cu noi, noi niciun caz nu o să vă scoateți bani. Cel mai bogat român nu vrea să-i fie împărțită averea de judecători. La un an de când a înaintat actele de divorț, Ioan Niculae a mers în fața instanței să ceară un răgaz ca să ajungă la o înțelegere cu soția sa, domnița Niculae. Și l-a primit. Va avea încă un an la dispoziție să împartă miliardul de euro care l-a propulsat în topul celor mai bogați români. Se fac eforturi de către avocații ambelor părți ca problemele care țin de posibilitatea rezolvărilor pe cale amiabilă, cu conservarea intereselor în dispută. Iar o înțelegere amiabilă i-ar putea aduce în contur domniței Niculae câteva sute de milioane de euro. Nu de aceeași strategie a avut parte și fosta soția lui Dinu Patriciu. Vrea să fie singurul administrator al averii, pe care nu are nicio șansă să o împartă amiabil cu fostul soț. Dinu Patriciu susține că din cele 2 miliarde de euro a mai rămas cu doar 10%. Până acum, tribunalul nu a făcut decât să stabilească valoarea taxei de timbru, 17 milioane de euro pentru fiecare dintre părți. Hienele apar în jurul și vulturii apar în jurul unui animal rănit. Divorțul dintre Camelia și Dan Șucu s-a desfășurat cu infinit mai multă eleganță. Dan Șucu i-a lăsat soției după proces 40 de milioane de euro. Suficienți bani pentru ca doamna Șucu să înceapă o afacere în domeniul mobilei de lux. Înainte, averea, când era dobândită în timpul căsătoriei, până să intervină modificările noului cod civil și al procedurii civile, se știa foarte bine, teoretic se mergea 50%. Dar vremurile se schimbă. Noul cod de procedură civilă recunoaște convențiile încheiate înaintea căsătoriei. Aceste convenții sunt foarte bine puse la punct. Pentru Remus Struică, unul dintre cei mai discreți miliardari ai României, procesul de divorț a mers dincolo de partajul averii și a ajuns la custodia copiilor. Pe 4, adică luni, plec acolo și o să stau o săptămână, așa că sunt plin de energie că voi ajunge în sfârșit să stau cu ele. Și cu Sofia sau? Nu, cu dânsa deloc. Din cauza averii sau a stresului, miliardarii divorțează mai des decât românii obișnuiți. Mai bine de 10 din primii 50 de miliardari au divorțat în ultimii ani.